vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și spălau mrejele. Intrând în corabia care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins, dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând-i așa, au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis: du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos. Pentru că îl cuprinsese spaima pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și lăsând totul, au mers după dânsul. Amin. Iubiți frați, scumpe surori, dragi copilași, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu care la această oră ne ascultați pe internet, dăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimei cele de o ființă și nedespărțită, pentru că a mai rânduit o zi la firul vieții noastre, ne-a dus în casa de har, de pace, de îndurare, de adevăr, pentru a sluji unui Dumnezeu viu. Mulțumită tuturor celor care iubesc podoaba casei sale. Așa scriam fraților și surorilor aseară un gând pe internet și le spuneam ca, indiferent de confesiune, să meargă astăzi la casa lui Dumnezeu, pentru că de fiecare dată, așa cum știm, Iisus este prezent la întâlnire. Noi suntem cei care mai întârziem, noi suntem cei care spunem: Doamne, dar știi, astăzi se poate și fără Tine. Dacă ne-a arătat Dumnezeu ce înseamnă să se poate fără soare, fără apă, fără pâine, fără aer, adică fără El, așa cum noi spunem de multe ori: Doamne, se poate și fără Tine, n-a mai fi unul în viață. Dar toate le ține Dumnezeu încă în stabila cuvântului Său. Cei care ați fost la mare și ați privit întinderea apelor, ați văzut cum oprește Dumnezeu mare la țărm. Dacă stai aproape de mare, te înfiori câtă apă este acolo. Și totuși Dumnezeu spune: până aici. Dacă ați fost la munți
și ați văzut pe unde zboară păsările, pe înaltul cerului. Și totuși Dumnezeu zice stâncilor, până aici creșteți. Nu mai mult. Dacă ați fost în câmpie și în șesuri și oriunde, toate au un hotar pe care îl pune Dumnezeu bine, bine definit și întemeiat. Pentru că în controlul a tot ceea ce este, iubiților, este Dumnezeu. Noi numim lucrurile bune și rele. Dar Dumnezeu știți clar că a spus la desăvârșirea creației, iată, toate lucrurile s-au făcut bune. Iată, toate lucrurile sunt bune. Haideți să încercăm, ca buni creștini ce suntem, să nu mai vedem binele și răul la un loc. Haideți să vedem opera de mântuire a lui Dumnezeu. Să nu mai despărțim lumea aceasta în două, în buni și răi, în mântuiți și osândiți, în iertați și în blestemați. Ci haideți să privim, pentru că așa ne învață să privim Dumnezeu, cu iubire spre cei din jurul nostru, pentru că Dumnezeu, spune Sfânta Evanghelie, face să răsară soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Oare cum privește Dumnezeu copiii lui? V-a spus vreodată întrebarea, Doamne, oare cum mă privești Tu pe mine? Oare cum mă văd ochii Tăi pe mine? Pentru că, în primul rând și în primul și în primul rând, ce pot spune despre mine? Sunt un păcătos. Și vine Sfânta Scriptură și zice, da, ești păcătos. Dar pentru acest păcat am trimis lumina ochilor mei pe Fiul meu cel mai iubit, ca să moară pentru tine. Cu alte cuvinte, ești un păcătos iertat. Iubiților, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am citit din Evanghelia după Luca. Vă invit să redeschideți acasă și să citiți acest minunat pasaj din Luca, capitolul 5, unde se vorbește despre pescuirea minunată. De ce o numește Dumnezeu minunată? Pentru că minunat este Cel care a desăvârșit această pescuire. Știți cu toții că a fost un eșec total. Petru, Iacov, Ioan, fiul lui Zebedeu, pescar de meserie, se întorseseră acasă cu mâinile goale. Așa cum de multe ori, se întorc creștinii de la biserică, de la unele biserici, mai goi de cum s-au dus. Pentru că, venind în casa lui Dumnezeu, nu-și deschid nici urechile, nici inima, nici mintea, deși Dumnezeu le vorbește, deși Dumnezeu încă întinde o mână de îndurare și de binecuvântare peste ei și le spune, bine ai venit, fiule, bine ai venit, fică. Am ceva cu tine de lucru astăzi. Am ceva să spun astăzi. O să vedeți imediat cum a transformat omul cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, pentru că noi citim în Sfânta Scriptură că omul a zis, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și noi am transformat în acest cuvânt în, ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește. Vedeți cum răstălmăcim cuvintele lui Dumnezeu și ni le facem nouă, în ghilimele spunem, accesibile. Luăm numai ceea ce ne place din Sfânta Scriptură și nu deranjăm cât uși de puțin confortul nostru spiritual în care ne aflăm. Nu cumva să ne tulbure vreun cuvânt. Dar eu citesc în Sfânta Scriptură și dumneavoastră că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să îndrepte, chiar să mustre, să ridice sufletul care este căzut. Iar în Iosua 1:8
cuvânt care l-am transmis duminica trecută celor care au încheiat legământul cu Domnul, le-am spus așa, cartea aceasta legii niciodată să nu se depărteze de la tine. Cugetă-le ea zi și noapte, făcând și împlinind tot ce este scris în ea. O binecuvântat să fie Dumnezeu pentru harul Său. Pentru că astăzi am mai putut deschide odată Sfânta Evanghelie. Pentru că astăzi Dumnezeu încă vorbește. Haideți să zicem cu toții, vorbește, Doamne. Căci robii Tăi ascult. Amin. Iubiții mei, am sintetizat în cuvântul meu de învățătură foarte multe liniuțe, să spun așa, și vreau cu ajutorul lui Dumnezeu să le cuprim pe toate, pentru că deschizând Sfânta Scriptură, citind puțin din scrierile Sfinților Părinți, dar luminat de harul și de binecuvântarea lui Dumnezeu, am adus înaintea dumneavoastră un cuvânt de învățătură, îl numesc eu foarte bogat. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă inimi, să toarne har în suflete și să avem și rod. Pentru că la ce folos dragoste fără de Hristos? Spuneam o cântare în biserică. La ce folos în cuvânt de învățătură? La ce folos Evanghelie deschisă și să nu se prindă nimic? Vedeți ce ușor se prind de noi în jurături. Vedeți ce ușor se prind de noi informațiile negative. Cascaiul! Vreau să le spun celor care au îmbrăcat haina botezului. Vreau să le spun tuturor celor care au încheiat legământ cu Dumnezeu. Să nu deznădăjduiți. Pentru că nu după mult timp hăinuțele luminate și albe și curate vor fi precum blana dalmațienilor. Ușor pătate de lumea în care trăim. Nu cu voia dumneavoastră. Și bine ar fi să nu fie cu voia dumneavoastră. Dar vrând nevrând, mergând pe drumurile lumii, ne atingem și ne frecăm de ceea ce este nedesăvârșit. Dar țineți minte, haina pe care Dumnezeu v-a îmbrăcat pe voi, cu care Dumnezeu v-a îmbrăcat pe voi, rămâne neîntinată. Pentru că nu v-a îmbrăcat numai trupurile, ci v-a îmbrăcat și inimile și sufletele. Și de aceea haină trebuie să aveți dumneavoastră, personal, grijă. Doamne, spală-mi haină sufletului meu, luminează-mi haina sufletului meu, cum spune atât de frumos cântarea din Postul Mare, că marea ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Dar îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsă. Luminează-mi, adică spală-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină. Oriunde mergeți, să luați cu dumneavoastră lumina lui Hristos, care luminează tuturor și mă mântuiește. Ce frumos! Scumpii mei, așa cum am spus, am sintetizat cuvântul și l-am împărțit în foarte multe etape. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă învăț astăzi să pescuiți. Repet, vreau să vă învăț astăzi să pescuiți. Și vreau să vă întreb în numele Domnului, cine a fost prin ridicare de mână, vreodată la pescuit, mă refer la pescuit, la baltă sau la mureș, sau la orice fluviu, ridicați o mână sus. Cine a fost vreodată la pescuit? Iată că sunt. Iubiții mei, oamenii în primul și în primul rând, spune Sfânta Evanghelie, au nevoie de Dumnezeu și de cuvântul Său. Dacă ați fost foarte atenți la cuvântul care s-a citit, Dumnezeu folosește orice prilej pentru a-și proslăvi numele, pentru a-și predica cuvântul și a dărui învățătură celor care vin în contact cu El. Un lucru pe care l-a făcut Hristos și pe care continuă să-L facă Biserica lui Hristos este învățătură.
Bine ar fi ca tot să înțeleagă odată și pentru totdeauna. Culmea că frații noștri neoprotestanți au înțeles. Și noi nu vrem să înțelegem că fiecare generație va trebui învățată, evangelizată. Este bine că am introdus religia în școli, dar nu e suficient. Pentru că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o n-a fost că am introdus religia în școli, ci că am scos preoții de la catedră, oameni cu har, oameni binecuvântați de Dumnezeu să predice cuvântul. Și am pus în locul lor învățăcei la frați de școală duminicală sau la noi absolvenți de liceu sau de seminar teologic. Eu nu zic că ei nu cunosc, dar este una. Când vine preotul și binecuvintează clasa în care se află copilașii sau își pune mâinile peste ei sau le predică cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el a fost investit prin Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Ori învățăcelul este încă la stadiu de lapte, dacă îmi permiteți. Este hrănit cu hrană tare. Și cum spuneam, Dumnezeu folosește orice prilej să predice cuvântul Evangheliei sale. Mulțimile îl urmau. A venit pe marginea lacului și în momentul acela a văzut două bărci. Am stat mult și m-am gândit de ce a lăsat Dumnezeu să ajungă detaliul acesta la noi, două bărci. Ce este barca, iubiților? Biserica în care ne aflăm. Dumneavoastră vă aflați acum în barca mântuirii. Dar fiți foarte atenți, numai într-una a intrat Hristos. Pentru că putea să intre în amândouă. Putea să predice din barca lui Simon și putea să prindă pești din barca lui Iacob. Dar numai într-o barcă a intrat. De ce? Pentru că numai o barcă a fost disponibilă pentru el. Ce a făcut Simon? I-a pus la îndemână lui Dumnezeu barca vieții lui. I-a pus la Dumnezeu în mâini, da? La dispoziție viața lui, falimentul lui, munca lui, tot ceea ce el făcea în fiecare zi. Așa cum bine ar fi ca noi dimineața, la prima bătaie de inimă care o conștientizăm și la primul ochi deschis să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ce suntem. Doamne, dispune de mine după cum vrei în această zi. Facă-se voia ta cea sfântă în viața mea după cum vrei tu și nu după cum vreau eu. Și atunci Dumnezeu va intra în barca vieții noastre și ce va face? Își va proslăvi numele. Pentru că ce a făcut Hristos? A transformat barca lui Petru, barca unui faliment total, într-un amvon al unei biserici, de unde el a predicat cuvântul și și-a proslăvit numele. A spus, depărtează-o puțin de la mal, pentru că mulțimile îl îmbulzeau. Și așa cum eu stau înaintea dumneavoastră, imaginați-vă pe Domnul Iisus stând în barcă, ușor legănat de valuri, propovăduind Evanghelia Împărăției. Ce a făcut Iisus prima dată și prima dată? A vorbit cu cei care erau de față la nivelul lor. Cum le-a spus? Petre, nu te teme. Îmi pui barca la dispoziție, nu-i nimic. Din barca asta care până acum a prins pești, eu pe tine și nu barca, o voi face, te voi face pescar de oameni. De fiecare dată, dacă observați în Sfânta Evanghelie, iubiții mei, Dumnezeu vorbește la nivelul auditoriului cu care se întâlnește. Când a vorbit femeilor despre împărăția, a zis, împărăția cerului este ca un aluat pe care îl faceți voi și îl puneți acolo și îl dospiți. Când am vorbit cu pescarii, am vorbit despre pești. Când am vorbit cu vameșul, cu Matei, am vorbit despre bani, cu Zacheu la fel. La fiecare folosește, vedeți, domeniul lui de activitate, sfera lui în care se învârte acel personaj. Și învățăm un lucru foarte important.
ca să intrăm în barca vieții unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie la început să ne facem asemeni Lui. Să nu venim cu atitudine de îngânfare, cu atitudine de mândrie. Bă, tu știi cine sunt eu? Tu știi cine vorbește acum? Păi din mine vorbește creștinul. Și tu ești un păcătos. Nu te spune la un om, prin cuvântul acesta, ești un păcătos. Ești un neiertat. Dacă nu vii la biserică și nu te pocăiești, o să mergi în iad. Frumoasă predică. Știți cine folosea cuvântul ăsta? Avem un personaj în Sfânta Scriptură. Ioan Botezătorul. Am învățat cum începea predicile. Pui de năpârci. Deci nu, iubiți frate tu Hristos, Domnul, iubite surori, dragi copilași, direct, pui de năpârci. Dură predică. Nu știu cine s-ar fi pocăit la cuvintele lui Ioan Botezătorul. Și apoi vine Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, însuși cuvântul, și nu diluează iubiților Evanghelia. Pentru că noi de multe ori o diluăm vopseaua. Și zice, n-am venit să stric legea și prorocii, ci am venit să o împlinesc. Dar se folosește de toate oportunitățile și se coboară la nivelul lor și umblă desculți pentru că erau desculți și umblă într-o hăinuță pentru că toți erau îmbrăcați la fel și nu vine în porfiră și în vison și în haină însemnată cum erau regii, pentru că atunci numai regii s-ar fi mântuit și numai conducătorii de state, ci vine și se naște zmerit în ieslea dobitoacelor, nu este primit în casă și nu este cântat și nu-i se face pompă și botez, așa cum i s-a făcut nouă, ci vin culmea necuvântătoarele și dau slavă lui Dumnezeu. Și Iisus, cum am spus, se coboară la nivelul tuturor. Pentru că primul lucru, cum am spus, care îl învățăm astăzi, oamenii au nevoie de Dumnezeu și de cuvântul Său. Este un lucru pe care Iisus l-a văzut din prima, din momentul începutului activității sale misionare pe acest pământ. Cuvânt. Primul lucru când a intrat în sinagogă, ce a luat soră Ramona? Biblia. Cartea prorocului Isaia. A deschis-o și a citit. Slăbit să fie Domnul că aici am deschis. Duhul Domnului este peste mine. S-a identificat cu Duhul lui Dumnezeu. Primul lucru a făcut ce? Cateheză cu ei. I-a învățat, i-a școlat, i-a înțelepțit. În al doilea rând, Dumnezeu se face disponibil, fiți foarte atenți, să notați punctele acestea, oamenilor care îl caută și își oferă disponibilitatea pentru el. Am spus adineaori, ați văzut că nu s-a urcat în ambele bărci, ci numai în barca lui Simon, pentru că Simon i-a pus la dispoziție barca. Și spuneam, Dumnezeu s-ar putea ca la ora aceasta să nu fi intrat în toate bisericile. De ce? Pentru că oamenii nu spun, Doamne, intră și în a mea filie. Nu și-au pus sufletele, inimile la dispoziția lor. De aceea, dumneavoastră, niciodată să nu vă uitați la cantitate, ci la calitate. Niciodată să nu vă uitați la mărimea zidurilor bisericii sau la câte suflete se duc acolo. Ci să vă puneți întrebarea următoare. Doamne, Tu ai zis că mulți chemați, puțini aleși. Oare din toți cei care sunt aici, câți sunt mântuiți? Mi-aduc aminte de o întâmplare, am mai povestit-o fraților, dar pentru că e Maria aici și se bucurăm inimioara, se spune că un capitan și-a trimis comandantul, inferiorul, deci capitanul era comandant și și-a trimis ostașul înainte să vadă câți erau din tabăra otomană cu care urmau ei să se lupte. Dar exprimarea lor a fost așa. Zice, du-te și vezi că sunt înainte. A venit ăsta, s-a întors și a zis capitanul, câți? Și soldatul a zis, 5. Și capitanul a întrebat, ce 5? Dar soldatul a zis, ce câți? Ați înțeles? Limba noastră românească, Domnul s-o binecuvinteze, exprimarea noastră de jos. Ați înțeles ideea?
Deci, dragii mei, nu cantitatea, ci calitatea. Pentru că s-ar putea ca acolo unde sunt multe căi să fie și oameni care merg pe mai multe căi. Alegeți o singură cale, calea adevărului și viața. Aceasta este Hristos. Puneți-vă pe calea aceasta și pe această cale să vă duceți până în veșnicie. Deci Dumnezeu se face disponibil pentru oamenii care îi pun la îndemână disponibilitatea lor. S-a urcat într-o corabie și corabia respectivă a devenit ce? Amon. Pentru Dumnezeu, pentru predică. Exact cum Dumnezeu se uită la tine și spune, ce vede lumea la tine? Un păcătos, un strungar, un om care în fiecare lună la 7 pleacă la serviciu, se întoarce la 3, din când în când ia salariul, își bucură copilașii, Dumnezeu zice, nu, văd în tine un mântuit, văd în tine un pescar de oameni, văd în tine un fiu al meu prin care eu să-mi lărgesc împărăția. Deci am zis, în primul rând, Dumnezeu are nevoie de oameni. Și oamenii au nevoie de cuvântul Lui. Dumnezeu intră acolo unde oamenii sunt disponibili, unde îi deschide ușa, pentru că scrie în Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă mă deschide cineva, voi intra. Dacă nu, nu voi intra. Să nu vă imaginați că avem un Dumnezeu nepoliticos, un Dumnezeu agresiv, un Dumnezeu care intră în viața ta și că vrei și că nu vrei, nici pe departe. Asta o face cel rău, dar nu Dumnezeu. În al treilea rând, succesul și pocăința sunt la apă adâncă. Succesul și pocăința sunt la apă adâncă. Este o concluzie pe care am tras-o în urma citirii Sfintei Evanghelii de astăzi. Iubiții mei, oamenii superficiali, oamenii purtați încoace și încolo de vântul acestei lumi, sunt la suprafață. Oamenii înțelepți, oamenii luminați și credincioși, care doresc să aibă biruință în Hristos, succes, și să aibă o pocăință autentică, intră la adânc. Adică, citesc Sfânta Evanghelie, pătrund în tainele Cuvântului Dumnezeu, ascultă predici, ascultă cântări, își nobilează în fiecare zi inima, sufletul, mintea de Cuvântul lui Dumnezeu. Intră în adânc, nu se mulțumesc cu lucruri superficiale de suprafață. Ce a spus Iisus lui Petru? Depărtează barca, da? Și aruncă la adânc breaja. Nu vi se pare ciudat? Petru ce era? Pescar. Și vine fiul dulgherului din Nazaret să-l învețe pe Petru să pescuiască. El pescar, profesionist cu diplomă. Eu cred că i-a zis Petru. N-a consemnat evanghelistul. Doamne Iisuse, Tu mă vezi pe mine să prind pești. Uite, îți dau barca mea să predici. Tu ești numărul unu la predică. Pentru că răspunsul lui Petru la îndemnul lui Iisus zice, depărtează din nou barca. La adânc. Deci a terminat Domnul cuvântul de predică și a zis, hai să-ți arăt eu cum se pescuiește. Și ce spune Petru? Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la porunca ta, pentru că te-am auzit cum ai predicat și m-ai convins, voi arunca mreaja. Iubiții mei, când veniți la biserică, dumneavoastră să nu priviți niciodată la cel care predică, ci să fiți foarte atenți la predică. Pentru că predicatorul dumneavoastră îl cunoaște. Cu el vă întâlniți zi de zi. Dar dumneavoastră să luați din predică esența, cuvântul. Că mulți vin și spun, pe ce, ăla ne predică nouă. Lasă că îl cunoaște noi pe el, păi nu ne întâlnim în fiecare zi cu el. Sau cum am mai spus de alte dăți, vine câte unul gras de 100 de kilograme să-mi predice mie despre post. El care mănâncă un porc la o masă. Deci nu vă uitați la predicator. Uitați-vă la esența cuvântului. Ce vrea să-mi spune mie cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Deci am spus, depărtează-o la adânc. Succesul și pocăința sunt la ape adânci. Apa adâncă
este în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că apa vieții este cuvântul lui Dumnezeu. Adânciți-vă în cuvântul lui Dumnezeu și veți găsi hrană pentru sufletele dumneavoastră. Veți găsi pește. Știți că simbolul creștinilor, primul simbol, a fost peștele? Prin forma lui de săgeată sau prin forma lui de indicator, era pus în diferite locuri și ce indica? Locurile unde se adunau creștinii. Știți că creștinismul n-a fost permis decât în anul 320 și sub Constantin atunci s-a dat libertate creștinismului. Și primul semn al creștinilor până la arătarea crucii pe cer, da, a fost peștele. Indica locul unde se adunau creștinii. De ce peștele? De la pescuirea minunată. Semn. Iată, semnul Hristos este peștele nostru. El a adus și bucuria, și pacea, și mântuirea în lume. În al patrulea rând, credința, iubiților, este net superioară experienței. Credința. Credința ta, frate, ar putea să doboare munți, că așa spune Domnul, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, le spune muntelui acesta, muntă-te în mare, aruncă-te. Și vine unul cu experiență, doxă, sorbonă, da? Academician, cu nu știu câte diplome, și credință nici cât un grăunte de muștar. Credința este net superioară experienței. Ce le spune Domnul? Mai încercați odată. Da? Biblia, iubiților, nu este o carte care să ne facă pe noi mai experimentați. Țineți minte. Să ne facă mai deștepți. Biblia este o carte care să ne facă mai credincioși. Pentru că credința presupune să-i te oferi lui Dumnezeu cu toată viața ta. Experiența presupune să-ți conduci existența ta după propriul plac. Cei mai greu sau cu cei mai greu de lucrat dintre oameni sunt oamenii care au experiență. Care zic, mă, hai să mă duc un pic și pe la yoghini. Hai să mă pun un pic în lotus, să meditez. Cine știe, poate vine starea de beatitudine. Hai să încerc și la, hai să încerc și la. Pentru că așa a zis unul. Zice, toate religiile conduc înspre Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Unul a zis, zice, măi, ce părere ai despre dulapul ăla? Nu ți se pare cam mare pentru un dulap? El vedea din spate un elefant. S-a uitat lateral, zice, mă, nu-i dulapul, e animal, dar e cam mare pentru un animal. Altul l-a văzut din față și a zis, bă, ce trompă are, nu poate fi, nu poate fi animal. Uită-te la ea, cât o conductă, de scos apa. Și fiecare și-a dat cu părerea, dar în final, acolo era un elefant. Cam așa suntem noi în momentul în care fugim, cum spune Crușcă, Doamne, bine mai era când fugeam din rai pe geam, evadăm pe la alte religii, hai să băgăm un pic capul și la frații în ogradă să vedem cum e. Știți, ce, știți cum este? Pierdere de vreme. Pierdere de vreme. S-ar putea să nu te regăsești în biserica ta parohială. S-ar putea să nu-ți placă ce se întâmplă acolo și numai la o aruncătură de băți să te regăsești ca om și ca și creștin. Și spun, du-te acolo. Nu-ți părăsi biserica ta, dar du-te să te bucuri cu frații. Dar ține-ți minte, dacă nu te regăsești nici acolo, nici acolo, nici acolo, înseamnă că problema la tine. Deci Dumnezeu vorbește în fiecare loc unde este ascultat. Mai rămâne de tine ca să asculți și să împlinești. Deci, cum am spus, în al patrulea rând, credința este net superioară experienței. Un om cu experiență nu este și un om credincios. Așa că le spun fraților mei teologi, acumulați informații teologice. Pentru că vă vor învăța să vă faceți subiectele de predică. Dar iubiții mei, dacă nu aveți credință, lăsați preoția pentru altcineva. Pentru că dumneavoastră ați văzut duminica aici pe un om care are două clase.
Și ați auzit cum s-a rugat. Și ați auzit când a deschis gura ce cuvinte a turnat Dumnezeu în el. Și asta nu înseamnă experiență, ci înseamnă credință. Rugați-vă la Dumnezeu, Doamne, mărește în credință, Doamne, dă credință. Nu experiență. Păi, fiule, hai să te învețe tata experiența de viață. Hai să te învețe tata școala vieții. Uitați lucrurile astea. Nu fac parte din creștinism. Credința este darul lui Dumnezeu. Și credința, știm cu toții, vine în urma auzirii cuvintelor lui Dumnezeu. Deci pentru numele Domnului, închide știrile, închide programele, mai lasă ceea ce zgâdilă ție urechile și pune-te la ascultarea cuvintelor Domnului. Și Domnul îți va mări credința. Și vei căpăta culmea și experiență. Nu te va lăsa Domnul în nepricepere și necunoștință. Dar în primul rând căutați să aveți credință. Pentru că Domnul nu ne va băga în cer după diplome. Inginer, șef, doctor, honoris, pauza, le zic eu, pauza, nu cauza, că ei sunt mereu în pauză. Doctor, honoris, pauza. Nu. Dumnezeu va zice, are credință sau nu are credință. În al cincilea rând, ascultarea de Dumnezeu, iubiților, produce minuni. Numai cei ce ascultă de Dumnezeu sunt oameni plăcuți de Dumnezeu. Pentru că Domnul spune în Sfânta Evanghelie, cel ce ascultă cuvintele mele și le face. Acela este cel care îmi place, spune Domnul. Deci ascultarea credinței, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu produce minuni. Legea credinței spune că omul este stăpân peste natură. Dumneavoastră vă aduceți aminte, frate Jolt, în creație, când Dumnezeu a creat lumea și a dat sub Adam toată stăpânirea creației. Și a zis, stăpânește peste animale, pești, mări, râuri, oceane. Toate erau subordonate nu lui Dumnezeu, ci omului. Și care este argumentul? A adus la om, așa se spune, toate viețuitoarele și ce numele dădea Adam, acela rămânea. Dumnezeu n-a numit oaia oaie, ci Adam i-a pus numele la oaie. Ați înțeles? Deci omul stăpânea creația. Și în momentul în care ascultarea de Dumnezeu se face, omul devine stăpân peste creație. Nu vedeți că nu ne mai ascultă nimic. Deși mi se pare nouă că dirijăm ploaia prin antenele din Alaska. Nu vedeți că tot ecosistemul este compromis. Nu vedeți că nu mai avem stări intermediare, cel puțin aici în zona noastră al dealului, unde era primăvară, venea ușor vara. Ne trezim de la 30 de grade la minus 18. În numai câteva ore. Ce se întâmplă? Nu mai ascultă creația. Pentru că creația este sub păcat. Înțelegeți? Omul a compromis totul prin păcat. Și atunci natura se revoltă. Dumnezeu a poruncit și a zis, depărtează-o la adânc. Nu știa Domnul unde sunt peștii? Exact la bancul de pești i-a dus. Și a zis, aruncă mreaja în partea dreaptă. Aruncă acolo. Deci omul este stăpân pe creație atâta timp cât are credință. Că Dumnezeu este în controlul vieții sale. Cât omul ascultă de Dumnezeu. În al șaselea rând, apropierea de Dumnezeu ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și să ne cunoaștem și pe noi înșine. Pentru că până nu ne cunoaștem pe noi înșine, și până nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu ne cunoaște pe noi înșine. Ce spune Petru cu pești în barcă? Cu pești în barcă și cu bucuria că mâncăm toată săptămâna și mai pică și ceva mălai, pentru că mai vindem 2-3 kg la Cherhanaul. Ce spune Petru lui Iisus? Pleacă de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos. A știut Petru până n-a intrat Domnul în barca vieții lui că e păcătos? Nu. A știut, știți ce a știut Petru? Că e un simplu pescar cu diplomă. Și a mai știut ceva. Că noaptea aceea a fost un faliment total. Până nu intră Domnul în barca vieții, în inima ta, în mintea ta, în casa ta,
niciodată nu știi cine ești. Poți să te numească cel mai deștept, cel mai frumos, mis. Poți să te facă tot și să te împodobească tot și să spună și silicoane și să spună și buze false și botox și tot și nu știe nimeni cine ești. Pentru că am ajuns să nu ne mai placă cum ne-a făcut Dumnezeu. Vedeți cât ne războim cu Dumnezeu în fiecare zi? Doamne, nu-ți place, mi-ai făcut nasul ăsta, nu faci bine, te rog să mi-l aduci la loc. Doamne, nu-mi plac buzele. O, de lăuda cu botoxul ăla pe Dumnezeu, nu s-ar supăra Dumnezeu și zice, nu-i nimic că și-a pus botox pentru mine. Vorbește, Doamne. Asta nu scrie în predică, să știți. Asta toarnă Duhul Sfânt acum. Pentru că, cu siguranță, cineva va asculta lucrul ăsta. O, de ți-ai face unghiile predicând Evanghelia Domnului și l-ai arătat pe Domnul Iisus Hristos ținând Evanghelia în mână și să-ți vadă oamenii și unghiile alea vopsite. Iubiții mei, să nu ne jucăm cu Dumnezeu. În al șaptelea rând, spuneam, până nu cunoști pe Dumnezeu, nu te cunoști nici pe tine. În momentul în care a intrat Iisus în barca lui Petru și a dat seama, băi, că el îl ascultă vânturile mare, pești. Ce să caut eu lângă un astfel de om? Ce să caut eu lângă lumina lui Dumnezeu, lângă iubirea lui Dumnezeu, lângă dragostea lui Dumnezeu, lângă bunătatea lui Dumnezeu? Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos. Și de acum, din momentul acesta, începe predica. Știți ce a fost până acum? O ușoară întreducere, pentru că Dumnezeu rostește un cuvânt. Nu te teme! Nu te teme! Orice ar veni peste tine, atâta timp cât eu sunt în barca vieții tale, nu te teme. Mai mult decât atât, eu nu schimb numai ziua de astăzi și îți bucur o zi, ca să zici, mă, am avut o zi cu Domnul, ce fericit sunt. L-am prins pe Dumnezeu în picior. Eu intru în barca vieții tale și schimb și soarta ta, și destinația ta, și felul tău de a conviețui și de a te manifesta în lume. Petre, ce ai fost până azi? Pescar de brene? De somn? De avați? De păstrăvi? Nu-i nimic, că de astăzi te fac pescar de oameni. Și vreau să mă întreb, că v-am întrebat, a fost vreodată la pescuit și câțiva au spus, da, vreți să fiți pescari de oameni. Cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi vom învăța. Slăviți să fie Domnul. Pentru că predica asta poate a mai fost spusă. Dar prea puțin au învățat credincioșii cum să fie pescari de oameni. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vă învăț astăzi să fiți pescari de oameni. Să aduceți oameni la mântuire în via lui Hristos. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Petre, nu te teme! Începând de astăzi, eu schimb și numele. Cum te chema Simon, așa? Nu nimic că ție zic Petru, piatră, roc, în engleză. Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Pe mărturia ta, Petre. Petre, ce ai zis că ești om păcătos? Nu-i nimica. În ziua de Rusaliu se predici, citiți Fapte, capitolul 2, 3.000 de suflete s-au pocăit la predica unui pescar. Ce ești? Strungar nu-i nimic. Mâine vei predica numele Domnului Iisus Hristos. Și colegul tău de muncă? Sau colega ta de muncă? Sau omul de pe stradă cu care te întâlnești în fiecare zi la pâine, la coadă, la supermarket? Va vedea în tine un alt eu, spune Domnul. Ce ești pescar? Ce ești muncitor necalificat? Și cu diplomă și cu faliment. Nu-i nimic. Eu de astăzi vreau să te schimb. Și să te fac ce? Un pescar de oameni. Adică să-ți dau statut de fiu în împărăția mea. Să te fac copilul meu. Să te fac un alt eu. Vă dați seama ce Dumnezeu avem, iubiților? Vă dați seama cu cine stăm noi la masă în fiecare zi? La cine venim noi la liturghie și pe cine slujim noi? Vă rog frumos să notați în mințile dumneavoastră următoarele cuvinte. Dumnezeu niciodată nu a zis, fiți atenți,
Urmați-mi dogmele, urmați-mi învățătura, urmați-mi regulile. Pentru că noi, dacă suntem ceea ce suntem astăzi, suntem datorită regulilor. Dacă vii la noi în biserică, trebuie să stai așa. Nu cumva să te uiți că acolo sunt surorile și te potignești. Copiii trebuie să stea în față, nu în spate. Dacă vii la noi în biserică, la intrare, e femeia care neapărat trebuie să dea o lumânare, să scrie un pomelnic și așa mai departe. Noi am pus regulile. Și în momentul în care am pus reguli între noi și Dumnezeu, ne-am despărțit și ne-am fărămințat în sute de culte, sute de religii. Repet, Iisus n-a zis niciodată, urmați-mi dogmele, teoriile, regulile. Și ce a spus Iisus? Urmați-mă pe mine. Slăviți să fie Domnul. Noi pe El trebuie să-L urmăm. Zice Sfântul Apostol Pavel, am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei. Nu-L văd decât pe El. Apă pot să-L cânte sirenele acestei lumi și șefii și toți. Eu mă duc după Domnul. Pot să-mi spună bărbatul, sau pot să-mi spună soția, sau pot să-mi spună nu știu care. Măi, eu mă duc după Domnul. Pentru că pe El îl văd. El mi-a mântuit viața, El m-a scos din mocirla și a văzut în spinele care eram un trandafir. Și mi-a dat culoare bobo. Și mi-a dat culoare și mi-a dat tot ceea ce trebuie ca să fiu așa cum vrea El. Deci, scumpii mei, mântuirea nu este un ritual. Mântuirea este Hristos. Pentru că Hristos este Mântuitorul. Matei 18:11. Da? Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Am spus și notați lucrul acesta pentru că este primul argument în favoarea pescarilor. Când mergeți la pescuit, trebuie să intrați în mediul peștilor. Trebuie să intrați, era să zic, în pielea peștilor, nu, în solzii peștilor. Pentru că peștii sunt cei din lume. Și voi nu mai sunteți din lume. Cea mai mare greșeală care o face un copil întors la Dumnezeu și cu legământ este că zice, bă, gata, de acum m-am pus deoparte, Dumnezeu mi-a mântuit viața, mi-am lăsat păcatele, mi-am lăsat viața păcătoasă și nu mai am treabă cu cei din lume. Păi măi, omule, Dumnezeu nu te-a lăsat întâmplător pe strada ta, în casa ta, nu ți-a dat copilașii întâmplător, soțul sau soția, colegii de lucru. Tu abia la început ești, ai un ogor în față, în momentul în care zice, Doamne, vreau să închei legământ cu Tine, vreau să fiu la dispoziția Ta. Știi ce face primul lucru Dumnezeu? Îți prezintă cartea de lucru și zice, uite, am de lucru acolo, pe strada aia, la numărul cu tare, cu ăla și cu aia. Ați înțeles? Nu vă izolați, nu fugiți de lucru. Fiți oameni activi în via lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va folosi. Ați văzut vreodată, fac copilașii noștri în primele, în primii ani de școală, o bulină și pe urmă iau și fac așa cercuri concentrice acelei buline. Știți unde sunt creștinii noștri de cele mai multe ori? Pe cercurile lăturalnice ale vieții, atât de departe de nucleu, atât de departe de punctul acela. Și punctul acela este Iisus. Cu cât ești mai aproape de nucleu, ești mai folosit. Simți atracția lui Dumnezeu. Dumnezeu te folosește. Cu cât ești mai la depărtare, uitați-vă și la regulile fizice și la chimie. Cu cât ești mai departe de nucleu, umbli așa, haotic, din când în când, mai treci tu pe la biserică, mai dai o geană pe aici. Dumnezeu nu te va folosi. Cu cât ești mai aproape, cu atâta simți atracția lui Dumnezeu și Dumnezeu te va folosi mai mult. Iubiții mei, numai la Petru, Iacob, Ioan și Andrei Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Pentru că ei erau pescari. Mesajul acela din barca lui Petru a fost pentru toată lumea.
Nu ni se spune ce a vorbit Iisus, ci ne arată convertirea lor, întoarcerea lor. Pentru că la ce folos o liturghie, o duminică, încă o predică, încă un drum din Moldova până la biserică sau de la orăștie sau de pe străzile alăturate, da? Sau din comunele învecinate, încă un drum până la biserică și să pleci, tot nu mai veni. La ce folos? Dumnezeu tocmai asta vrea să sublinieze, că El în acel loc și-a proslăvit numele. El în acel loc s-a întâlnit cu oameni care l-au acceptat. Și nu numai că l-au acceptat, le-a schimbat viața, le-a schimbat orientările, le-a schimbat destinația. Ați văzut cum se termină Evanghelia? Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul. Cum adică, mă, să-mi las undița? Să-mi las munca? Și au mers după dânsul. Cât de puternică a putut să fie predica aceea, cât de convingătoare, încât la cuvântul tău sau la cuvântul meu, omul să lasă totul și să spune, de astăzi mă pun pe calea Domnului, orice ar fi. Iubiții mei, cei mai mulți avem nevoie ca să pescuim. Nu în ogorul vecinului, nu în balta vecinului, ci în balta noastră. În balta casei noastre. Acolo, cu asta începeți. Acolo aveți primul pește mare de prins și acela poate fi soțul. Și acela poate fi copilașul care este adolescent și încet, încet îl fură lumea cu tentațiile. Sau fetița, sau soția, sau soacra, sau cumnata. Deci primul loc, vă rog din suflet, unde să aruncați breaja, unde să aruncați undița, să fie casa voastră. Nu vă uitați în curtea vecinului, în casa voastră. Când toți cei ai casei vor fi în regulă cu Domnul, atunci îți iei undița și îi spui, Doamne, încotro mă trimiți? Și Dumnezeu zice, te trimit la vecin. Dar prima întrebare, ai mei ai casei, sunt toți prinși în mreaja Domnului? Sunt mântuiți? Răspundeți-vă fiecare la întrebarea asta acum. Doamne, dacă ai venit la noapte, toți patru am plecat. Eu vorbesc de ai mei, că suntem patru. Toți din cer vom pleca. Toți vom pleca la cer, mă iertați. Vedeți? Pe cer. Primul lucru pe care îl învățăm la pescuit, că suntem la pescuit, cine învață Domnul să pescuit. Pescarul bun se duce întotdeauna la locul unde sunt pești, frate Jorge. Pescarul bun. Dumneavoastră ați văzut pescari din ăștia care pleacă de acasă numai de gura nevestei. Ia ranița în spate, ia juvernicul, nici n-are plută, nici n-are cârlig. Unde merg la pescuit? Dar el de fapt vrea să scape măcar 3-4 ore și să se ducă să se pună la adăpost sub un nuc, acolo în baltă, nu a fost niciodată pește, aruncă și el o plută și nu are cârlig. Numai să se relaxeze un pic. Ați văzut oamenii din ăștia, sau după o săptămână de muncă să plece undeva să scape de gura șefului. Bă, hai să ieșim undeva dintre pereții ăștia că nu mai pot. Deci primul lucru, vă rog din suflet să notați. Pescarul se duce acolo unde sunt pești, pescarul profesionist. Și acum vă întreb, unde sunt pești? În piață? În fața unui supermarket? În fața unui târg de animale? Acolo unde s-a dus fratele meu Nicu și-a împărțit Biblii? Pe centrul orăștiei, sâmbăta, unde trec oameni pe lângă catedrală, da? Și preoții sunt cu spatele la ei și fac slujba. Bine fac, Domnul să-i binecuvinteze. Dar n-am văzut pe unul ieșind și zic, băi, fraților, haideți un pic de aici. Sau să iei pe unul după cap și zic, ce faci? Lasă că nu se gata gogoșarii de zacuscă. Hai să asculți o liturghie. Duceți-vă unde sunt pești. Peștii
În primul rând trebuie să-i vedeți pe toți egal, nemântuiții Domnului și trebuie prinși în mreaja Domnului. Deci trebuie să te duci la ei. Tu trebuie să te duci la ei. Nu va sări din barca vințului niciun pește în biserica asta. Ați văzut un pește să sară din baltă direct în tigaie? Să fie și condimentat. Numai să te îndemne, hai gustă-mă. Trebuie să mergem noi la ei. De multe ori trebuie să ne facem asemeni lor. Să intrăm în crâșme după ei. Să mergem în discoteci după ei, cum a fost părintele Necula, Domnul să-l binecuvinteze, în ziua Paștilor. Și s-a oprit discoteca. Și s-au liniștit toți. Printr-un Hristos a înviat, le-a predicat. Trebuie să mergem după ei. Și acum vreau să vorbesc ceva cu frații mei preoți. Mulțumesc, Doamne Iisus. Frații mei, este ușor să pescuiești în acvariu. Ăsta este acvariul meu. Uitați-vă. Tot ce vedeți aici, laturile astea patru și oamenii care sunt aici. E ușor să o prind pe sora. De-aia e deja în acvariu. Și pe fratele ușor să-l prind. Dar el e deja în acvariu, el e deja în mreajă. Problema e cu cei de afară. Aici se face diferența între preot paroh și preot misionar. Și acum vreau să o întreb eu pe sora Ramona, nu, o întreb pe sora Maria, că ea a fost prima la liturghie aici. Sora Maria, spune tare să te audă și cei de pe internet. Câți oameni au fost în biserica asta la prima liturghie când au venit părintele? Zi tare, eu nu mă uit la tine. Doi. Slăvit să fie Domnul. Duminica trecută n-am avut loc aici. Doi oameni. Eu nu m-am dus numit de episcop. Du-te în parohie. Nu vă supărați, care sunt obiceiurile și tradițiile dumneavoastră? Păi la noi trebuie să fii, să-ți placă țuica, să ai cazan de țuică și să fii frumos. Dacă le ai pe astea, garantat rămâi aici câte ți le Domnul. Ați auzit mărturia părintelui Daniel, tocmai lăsat de cele ale slujirii și a plecat pe altă cale să slujească pe Dumnezeu. Ascultați-o pe internet. Cristian Daniel Florea. Ascultați să vedeți ce condiții au pus lor sătenii din parohie în momentul în care a întrebat care sunt obiceiurile și tradițiile aici. Să fii frumos, să ai cazan de țuică și să mai merg la câte un adălmaș cu băieții. Dacă le ai pe astea, să te placă neapărat femeile din biserică. Condiție. Dacă le ai pe astea, ești numărul 1. Și mă întorc. Asta este diferența între preotul misionar, care își formează singur comunitatea. Și comunitatea cum își formează? Prin pescuit. Pescuit. Vino. Pentru că dumneavoastră, scumpii mei, trebuie să fiți ca și albinele. Eu v-am mai spus lucrul ăsta în biserică. Musca când dă de iaurt, acolo se duce. Și dulce. Și de la Penny Market. Și îi place. Dar albina când dă de dulce, bate din arepioară și mai cheamă vreo 20 de albine. Asta ați făcut dumneavoastră. Aici se văd creștini autentici. Mă, hai la și voi să vedeți ce se întâmplă acolo. Mă, nu se poate dacă Dumnezeu s-a atins de mine. De ce nu s-ar atinge și de tine? Ești tu mai stâncă? Ești tu mai... Asta e diferența, mă întorc și spun și să terminăm cu capitolul ăsta. Între preotul misionar, care nu are limitat ogorul lui de lucru. Ogorul meu este și la Orăștie, și la Timișoara, și la Tulcea, și la Botoșani, și mai știu unde, peste tot este ogorul meu. Arunc undița. Uită-l! Și l-a prins. Pe când dacă te duci în parohie, vine protopopul și te prezintă. Uite, ăsta e preotul vostru de mâine. Ce frumos! Și toată zice, toată lumea zice, măi, e ca tinerel. E cam fără experiență. După aceea aduce familia, ți-o prezintă. Și așa mai departe. Și pe urmă încep problemele. Dar, părinte, ce mă lași? Că nu-i casă parohială. N-avem gaz, n-avem curent, n-avem lemne. Așa mai, nu faceți bine, să vă ajutați. Și începe preotul și îmi vinde mâna. Auziți, nu faceți bine.
Dumneavoastră nu trebuie să închideți mâna, colegii mei dragi și iubiți, păstori ai lui Dumnezeu, dumneavoastră trebuie să dați. Trebuie să dați. Și în primul rând trebuie să-L dați pe El. Pentru că dacă oamenii îl vor primi pe Hristos de la voi, la voi vor pune aur, lingouri de aur veți avea. Nu gaz și curent în apartamente și în casele parohiale. Dumneavoastră trebuie să-L dați oamenilor pe Hristos. Și mă întorc și spun, este ușor să pescuiești în acvariu, așa? Păstești acolo, îi vezi, îi și nume, 1, 2, 3, pe măștea sa mei, nu mă arunci udița. Hai băi, du-te și ia, mumeală. Dar e greu să pescuiești un suflet din lume, din afară. Asta este diferența între un preot misionar și un preot parohial. El are un număr limitat, registru membral, atâția suflete și așa mai departe. Frate, vezi că n-ai plătit sidopsia. Ai grijă. Că nu te îngrop. Frate, vezi că n-ai plătit de 2 luni sau de 2 ani. Nici nu mai vine cu botezul. Sau dacă am venit cu botezul pe masă, a fost cam puțin acolo. Ai grijă că vine cu nunia lui băiat și ai probleme. Ați văzut din ăștia de vară catastiful. Vezi că trebuie să plătești după câți ani, că altfel nu te cunun. O, dacă făcea și Domnul așa. Dacă se uita la Petru și merea după păcatul lui și zice, pleacă de la mine, Doamne, că sunt un păcător, bine, mă duc. Dacă trecea pe lângă Vame și Matei și nu zicea, vino de pe mine, ce se fac cu ăla, bă, că ăla e la Vamă? Ăla toată ziua ia de la fratele și dă la soacră, sau fură de la unul și de la altul. Zacheu, tu ce cauți în pom? Nu, culege, du-te mai departe. Eu mă duc mai departe. Femeii păcătoase prinse în adulte. Omoriți-o! Dați cu pietre neam! Așa fac cu Hristos. În fiecare și la fiecare s-a oprit. În dreptul fiecăruia. Și le-a spus câte un cuvânt de zidire, de mânghiere, de îmbărbătare și l-a adus pe om unde? În lumina Sfintelor Scripturi. Ca omul să se vadă păcătos. La femei prinsă în adultere a zis, unde sunt părâșii tăi? Și că nu mai sunt Doamne. Deci atunci nici eu nu te o să vezi, nici eu nu te părăs Tatălui. Dacă nu mai ai părâși aici pe pământ, nici eu nu te părăs sus în cer. Dar până atunci ce-a făcut Domnul? A avut grijă să îi cam disperseze puțin. Și nu cum o fac băieții cu tunurile de apă și cu petarde și cu lacrimogene. Cu un cuvânt. Cine-i fără de păcat, să arunce primul piatră. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Iubiții mei, trebuie să mergem după ei. Trebuie să mergem la ei. Trebuie să avem conștiința că în cer nu putem să mergem singuri. Că la ușa raiului ne va întreba Dumnezeu numai singur. Eu știam că ți-am dat 2 copilași și un bărbat și un socru și vecina de peste drum cu care bei cafea în fiecare zi și alaltă cu care te uiți la telenovele. Și prietenii cu care mergi la mare odată pe an. Și pe aia ți-am dat. Unde-s? Că tu ești creștin și am investit în tine cuvânt și înțelepciune. Și ți-am schimbat inima. Și ți-am dat dintr-o inimă de piatră, o inimă de carne. Numai singur? Ce trebuie să facem? Pescarul bun se duce unde sunt pești. Trebuie să ne facem asemenea lor. Frate Nicolae, fii atent aici. Părinte. În fiecare sâmbătă, după ce își termina liturghiile și prohoadele, luau bățul în spate și undeva la un ieleșteu frumos, iarbă, o bâncuță și cu bâtă în apă. Nu erau pești acolo. Un râu de ăsta de-abia... Când se întorcea de la pescuit, după ce se relaxa, se deconecta, ață la magazin la pescărie. Zicea la cumpărătoare, la vânzătoare, zice ăla de 2 kg, ăla mai micuț și merge și ăla la 3. Zice, dar vă rog frumos, uitați, eu stau aici după teșghea și dumneavoastră să mi-i aruncați. Îi plătea părintele. Păi zic, dar de ce să vi-i arunc? Zice, eu sunt preot și n-am voie să mint. Nevastă mă întreabă de fiecare dată, cât ți-ai prins? Așa că dumneavoastră aruncați pește teșghea și îi prind. Ați înțeles? Că ea nu mă întreabă
unde ai prins și cum ai prins? Ea mă întreabă cât ai prins? Și eu nu vreau să mint. Și zic că am prins 3. Așa că aruncați-mi peste feșghea și eu îi prind. Iubiții mei, la Dumnezeu contează cum ai prins. La Dumnezeu contează că nu poți să pleci la pescuit fără unghiță. Nici fără mumială. Nici fără monturi, scule. Da? La Dumnezeu contează lucrurile astea. Cum ai plecat? Pentru că în al doilea rând, pescarul bun înțelege lumea peștilor. Se pune, m-a spus adineaur, în solzii peștelui, nu în pielea peștelui. Da? Peștele, frate, scump și iubită soră, nu mănâncă numai la anumite ore. Peștele trebuie căutat. Trebuie să intri în lumea lor. Da? Peștii pe care noi căutăm să-i aducem în biserică trăiesc printre maneliști, trăiesc printre băutori, trăiesc printre oameni care vorbesc urât. Trebuie să-i înțelegi. Nu trebuie să te faci asemenea lor, dar trebuie să-i înțelegi. În Romani 10 cu 17, ce credința vine în urma auzirii. Știți ce a făcut diavolul cu peștii ăștia pe care noi tot căutăm și încercăm să-i aducem în barcă? Le-a înfundat urechile. Dumneavoastră ați auzit de delfin care eșuează. Uitați-vă pe Discovery și o să vedeți de ce eșuează delfinii. Ei au reglat de Dumnezeu aici, la nivelul urechii, un aparat se cheamă sonar. L-au folosit mai departe cei cu submarinele, ca să vadă adâncimea apei. Zice, datorită umblării lor, știți că au viteze mari, se deplasează, zice că sunt niște musculițe care intră aici, la nivelul urechiușelor lor, și le năbușă acel sonar. Și nu mai pot să facă diferența între apa adâncă și apa mai puțin adâncă și ne trezim cu ei pe plajă. Asta se întâmplă și cu creștinii, în ghilimele, care uită să mai treacă pe la casa Domnului, care uită să mai treacă pe la liturghie, să mai asculte cuvântul Domnului. Și-au băgat în urechi tot felul de prostii. Uitați-vă la tinerii din ziua de astăzi, că toți sunt cu căștile în urechi. O, dacă ar asculta măcar o predică, sau un cuvânt de zidire, sau o cântare bisericească. Toate prostiile le ascultă. Dar nu-și dau seama că acolo se cimentează, se sedimentează tot felul de lucruri pe care, ca să îl baci pe Domnul la loc, trebuie să le scoți afară. Și asta înseamnă muncă și pierdere de timp. Înțelegeți? În al treilea rând, pescarul bun utilizează strategii diverse. Pescarul bun utilizează strategii diverse. Un pește din lume e mai greu de prins ca unul din acvariu. Nu te poți duce, frate, tot cu râme dacă vezi că nu merge la râme. Nu? Mai ieși un vierm. Mai faci o montură cu pelete. Mergi în moment și locul. Da? Nu-i nimic, n-am prins azi, mă duc iară. Bat insistent la inima acelui personaj. Până când Domnul îi mișcă inima. Nu-i nimic, astăzi n-am mers. Astăzi n-am avut rezultat. Nu merg și pun undița în cui și falimentez. Nu. Încerc din nou. Hai să vedem și mâine. Dar eu vă pun întrebarea dumneavoastră. Dacă cei din casă, sau cei care vă cunosc pe dumneavoastră, vă vor vedea toată ziua cu Domnul aici, în gură, cu Biblia în mână, și în urma acestor lucruri cu faptele, consecințele, faptele, singur vor veni în clasă. Pentru că vor fi cum fascinați. Dacă cei din casă vă văd mințind, vă văd vorbind nu știu cum, vă văd și așa, și așa, atunci ei nu pot să ia exemplu. Și a spus, o spunem de fiecare dată, am în față un fariseu. Un fățarnic, care într-un fel pozează între oameni și în alt fel pozează în realitate. Omul cu două fețe, sau cu șapte, sau câte vreți dumneavoastră. Există oameni, iubiților, știți, care îi deranjează și dacă le citești un pasaj din Biblie? Ați văzut din ea?
Eu abia aștept să iau pe unul la ocazie, abia aștept, că de fiecare dată când iau pe cineva la ocazie, îi predic Evanghelia și la urmă știți ce zic? El zice, cât mă costă? Zic, nu mă costă nimic, o plătit Hristos, transportul ăsta, drumul ăsta. Folosiți orice prilej, orice prilej. Nu există loc mai bun de evangelizare, vorbesc acum cu șoferii, decât în momentul în care lipi unul la ocazie. V-am povestit întâmplarea cu șoferul de taxiu și cu preotul. Nu v-am povestit. Eu cred că da. Un preot și un șofer de taxiu au ajuns sus în cer. Și i-a primit Sfântul Petru și a zis șoferului de taxiu, intrați în veșnicie, Domnul să vă binecuvinteze. La care preotul, un veșminte, mirat, stai un pic, domnule, dar nu mă iei pe mine priu, că eu te-am slujit în fiecare duminică. La care Sfântul Petru zice, după vrednicie, uite așa stau lucrurile. Când tu predicai în biserică, toți dormeau. Dacă în ăsta conducea mașina și avea lume în spatele lui, toți se rugau. Ați înțeles? Așa că după vrednicie. Să nu ne mai grăbim noi să facem apreciere. Deci oamenii, cel mai bun teren de evangelizare este când l-ai luat în mașină. Un frizer. Binecuvântat e un frizer, pentru că și-a pus mâna la ăla în cap. Ăla nu mai mișcă. Acolo poate să-i spună ce vrea. Ai locuri în care ești tu stăpân pe situație. Vin oameni la tine. Medic. Oameni care îi scrie o rețetă. Intri în comuniune cu el, în contact cu el. Pe acolo ai teren de evangelizare, de nu-i adevărat. Omul ăla și așa e necăjit. Și așa, știi, statul ăsta nu mai zice nimica. Nu-i dă compensatele, nu-i le dă la timp, îi mai ia taxe și așa mai departe. Ai teren de evangelizare, vorbește, liber, vorbește cu omul. Și știu că ai rezultate și știu că oamenii simt și știu că oamenii te apreciază. Dar mai mult decât atât trebuie să-l apreciezi pe el. Noi trebuie să dispărem, cum am spus, și să-l vadă pe Iisus Hristos. Căutați-vă locuri în care dumneavoastră sunteți stăpâni pe situație și acolo impuneți-vă printr-o evangelizare a Cuvântului Lui Dumnezeu. Haideți să vă spun ce fac frații noștri neoprotestanți. Am auzit și nu m-a venit să cred. Să știți că o să începem și noi să facem treaba asta. Că e lucru bun. Și bine este să luăm unii de la alții ceea ce este bun. Dumneavoastră ați auzit că sunt comunități creștine care, în momentul în care aud că cineva o născut, cineva o născut, iau sacul de Pampers-uri, iau buchetul de flori, iau ce mai trebuie la o mămică care și așa săraca, îi cum îi prin spitale, și un buchet de flori și un zâmbet frumos. Păi aleg și persoane, mă, că nu poți să trimiți pe un mormon de la care când se uită la tine cu două săptămâni. Aleg pe sora care îi zâmbește frumos și e făcută să zâmbească. Și merge și spune, am auzit că aveți un bebeluș. Domnul să-l binecuvinteze. Uitați, din partea comunității noastre, vă rog să primiți gentuța asta, cu lucrușoară, pentru mama, pentru prunc. Sau se întâmplă să plece cineva în veșnicie. Îți necăjiți oameni. Din partea Bisericii Sfânta Treime, din dealul Luciului, vă rog frumos să primiți pentru adormitul în Hristos o rugăciune și această coroană de flori. Se poate? Se poate. Sau un om năgășit la bolnav, la spital, bolnav. Te duci? V-am spus, v-am învățat cum se face. Luați compotul, că e 3 lei, 3 lei. 6 lei să fie. Luați-l din supermarket. Că și așa dați banii pe prostii. Luați compotul și intrați, deschide salonul, ușa la salon, nu ziceți nimic, vă uitați, îți măsuțele acelea, unde vedeți că nu prea este nimic, acolo, în numele Domnului, v-am adus compotul ăsta. Și atunci te pui lângă el și ai teren de evangelizare, poți să vorbești de Hristos. Dar, mă, tale, cine ești? Păi sunt și eu un năcăjit.
Dar cine te-a trimis? Ești rude cu mine? Nu. M-a trimis Domnul Iisus. Când aude de Domnul Iisus, dar mai zic. Dar mai zic ceva. Dar mai spune ceva, că la mine nu vine nimeni. La mine și când vin, aici lângă mine, eu zbolnav în pat, mă doare, de mai poți și ăștia își bârfesc averile și cu cine s-o mai întâlni și cu cine s-o mai sfădit. Uitați-vă ce se aude prin spitale când se vizitează bolnavul. Te duci la bolnav și în loc să-l mângâi pe el, că e necăjit, îl mai super și îl mai împovărezi, hai să spun ce s-a întâmplat săptămâna trecută, hai să spun ce s-a întâmplat acasă și așa mai departe. Iubiții mei, putem face lucruri mici, mici, dar lucrurile mici deschid în fața oamenilor terenuri mari de propovăduire, de evangelizare, sublinez acest cuvânt, care culmea din bisericile tradiționale ortodoxe catolice lipsește. Bine că fac frații, vin cu scenele, dumneavoastră ați văzut cum le aduc. De exemplu, vine fratele lui Gimitoi, Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Vladimir Pustan a conjurat toată România și a plătit sălile caselor de cultură numai să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Și a ajuns în Dobrogea. Și a auzit cuvânt pe care l-a spus preotul. Zice, decât să meargă ortodoxii mei să asculte pe ăla de la Pentecostal, zice, mai bine să treacă la musulmani. La turci. Ce mai bine să se ducă la turci. Frumos cuvânt de zidire. Sau mai bine la iarbă verde. Luați-vă copii și duceți-vă la iarbă verde, decât să vă duceți la evanghelizare, să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Uitați cuvânt, trăit de soră. Deci a auzit asta cu urechile ei. Repet. Deci, din gura preotului. Deci au venit în biserică, s-au auzit că vin frații să propovădească pe Iisus, iubiților, nu pe altcineva. Luați-vă copii să nu vă duceți acolo, să mergeți la iarbă verde. Foarte frumos. Ce cuvânt de zidire sufletească. Concurență. Mai de concurența noastră. Și sora Ana, cu o grupă de tineri care cărau boxe, cu două autocare, au plecat și au înconjurat toată țara asta și la Orăștie au fost. Și erau case de cultură care nu răspundeau nici din punct de vedere al luminii, nici al sonorizării, nimic, și ei le plăteau. Le luau chirie pe oră. Dumneavoastră știți că la sala Palatului din București, unde a fost plină sala, au plătit în două ore între 11 și 13 mii de euro? Ca să... Tot ei au plătit ca să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Ce au ei și n-avem noi? Ce au înțeles ei și nu înțelegem noi? Știți ce? Că Dumnezeu trebuie să se miște prin noi înspre ceilalți. Duhul lui Dumnezeu se mișcă liber. Nu-l putem constrânge la nivelul unei biserici, la nivelul unei fortărețe. Nu numai acolo se manifestă Dumnezeu. S-ar putea să nu mai fie Dumnezeu de mult acolo, să-și fi luat bagajele și să fi plecat. Știți unde să fie Dumnezeu? Într-o crâșmă. La unul care jumătate e năcăjit și ăla vine și predică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pescarul bun utilizează strategii bune. Deci nu merg oricum la pescuit. Da? Ai mers și ai văzut că nu merge cu râme. Dau un exemplu. E izvier. Da? Ai mers și ai văzut că nu merge cu Biblie. Le duci cărți de rugăciune. Nu merge cu cartea de rugăciune. Le duci un acatis. Le duci o cântare. Le duci pe Gabi Luncă, care s-a pocăit. Le duci proconsul. Pe Budu, care sunt toți la Domnul. Nu le place cântarea bizantină din biserică. Nu-i nimic. E un CD cu Cireșari. Sau cu Andrei Șfarț. Care la 5 ani a scos album de muzică creștină. Cel mai tânăr interpret creștin din lume. Și nu-i fac reclamă că e copilul meu. La 5 ani. Căutați-l pe internet. România trezește-te. Auziți ce titlu de album? România trezește-te. Oamenii nu se pocăiesc numai la prima chemare, să țineți minte lucrul acesta. Nu puteți să-i aduce la nuntă, nu vedeți că merg cu invitațiile și trebuie să-l mai suni, zice, măi, fii bun, zice, mai dăm un telefon să-mi confirm dacă vin. Deși el ți-a lăsat invitația, ai bătut mâna cu el și ți-a spus clar, bă, vezi că vin la nuntă. Dar să mai dă un telefon
sau dă-te un telefon să-mi confirm. Și îl chem unde? La bucurie. În momentul în care îl chem la pocăință, îl chem la Hristos, omul ăsta trebuie să se simtă într-un fel. Și nu poate veni la Hristos plăren și bucuros, uite așa. Nu. Vine cu capul pe cap. Pentru că în momentul în care intră un păcătos într-o biserică de sfinți, ce face primul lucru? Pleacă capul jos, în pământ. Mai trebuie chemat odată. Mai trebuie insistat. Mai trebuie pusă mâna pe breajă și tras. Și pentru asta vreau să vă spun dumneavoastră, frații mei de credință, hai să mai rupem câte un pic barierele interconfesionale dintre noi. Pentru că nu-i problema că pleacă un ortodox la penticostal sau pleacă un penticostal la ortodox. E problema când pleacă un ortodox în lume și când pleacă un penticostal în lume. Noi nu trebuie să ne batem cu frații noștri de credință, mă refer la culte. Pentru că Dumnezeu are și acolo oameni, are și aici oameni și are peste tot oameni. Noi trebuie să ne batem cu duhurile întunericului care ne smulge de lângă noi, cu ghiare, trage. În fiecare zi, tot câte un suflet trage diavolul. Cu aceea trebuie să luptăm noi. În al patrulea rând, pescarul bun întotdeauna e răbdător, scumpii mei. Să aveți răbdare cu el. An de zile strigă mamele la Dumnezeu și postez să se întoarcă copilul. Și trec poate 20 de ani și nu se întoarcă. Dar vine o zi în care îl vede pe copil în casa lui Dumnezeu și îl vede cu lacrimi în ochi și nu înțelege de ce. Și pe dumneavoastră v-a adus cineva la Hristos. Să țineți minte lucrul acesta. Și pe dumneavoastră v-a pescuit cineva. Și v-a dus în barca Domnului. Și nu i-a fost ușor. Poate au fost părinții care au tras de voi dimineața, hai scoală-te, sau poate mai târziu printr-un eșec, printr-o întâmplare, printr-o constrângere, cineva v-a adus la Hristos. Respectați-i pe acești oameni. Pentru că acești oameni sunt oamenii care vă iubesc. Oriunde să duci un suflet. Dar în momentul în care îl duci la Hristos, îl iubești. Pescarul bun întotdeauna e răbdător. Dacă văd că nu merge într-un loc, îl schimbă. Nu-i nimic azi, nu merge în piață. Mă duc în față la magazinul Crișu, din Oradea. Nu merge acolo. Mă duc în altă parte. Și tot prin ceva pentru Domnul. Veniți după mine, fii atentă, Ramona scumpă. Fii atentă ce înțelept e Dumnezeu. Veniți după mine și vă voi face. Ce înseamnă cuvântul, expresia vă voi face? În timp. Cu răbdare. Vă voi face. Nu veniți după mine și vă fac pescar de oameni. Vă voi face. Nu uitați că Petru s-a lepădat de Domnul. Nu uitați că ucenicii au fugit în grădina Ghețimani. S-au transformat din ucenici, din apostoli în iepuri. Nu uitați lucrurile acestea. Vă voi face. Procesul de fabricație a unui creștin nu este de o zi, de o noapte. De aceea eu sunt sceptic de multe ori. Și stau așa și mă gândesc, bă, când văd pe câte unul că se hotărăște pentru Domnul și are o râvnă de asta, bă, acum ne duce, sfărâmăm munții, tăiem tot. Eu stau cu minte când văd astfel de oameni așa de hotărâți. Pentru că mâine s-ar putea să nu mai fie cu tine pe cale. Uitați-vă pe calea creștinului, călătoria creștinului, nehotărâtul ce-a făcut. Și mai este mult până ajungem la împărăție. Da! Și cum îi va fi frumos? Zice, mă umbla pe străzi de iaspis și vom avea numele scrise pe porți și Dumnezeu va străluci, nu vom avea nevoie de curent, de nimic. Dumnezeu ne va fascina și ne va lumina prin lumina. Și au plecat cu el. Până unde? Până în mlaștina disperării. Când au ajuns în mlaștină, s-au spietit, au făcut ce au făcut și au ieșit. Creștinul săracul cu povara în spate, nici măcar se arunce o mână. Tovarășul lui de călătorie. Uitați-vă la călătoria creștinului John Bunyan. Este pe internet. Cel mai puternic film de evangelizare. Ca să vedeți unde vă aflați, pe ce cale, unde sunteți.
În fiecare clipă vă puteți regăsi în acel film. Promit să-l proiectez aici în biserică. Dacă sunteți cuminți. Spun ca și copiilor. Promit să-l proiectez aici în biserică și să vi le explic cum l-am înțeles eu. Deci sora Ana, am plecat, amândoi. Și vom ajunge, da, vom ajunge și va veni Hristos, da, el ne va deschide porțile, va veni. Și au ajuns într-o blaștină, s-au împodobit, pentru, așa cum ne potinim noi, să mai spargi o roată, mai un cauciuc, o planetară. Ce trebuie să fac? Să mă pun să jur pe Dumnezeu? Păi eu știu de câte accidente m-a oferit Dumnezeu în momentul în care mașina aia s-a oprit și n-am mai plecat de acolo. Eu pot să văd de câte descarcerări sau de câte necazuri a dat Dumnezeu deoparte. Gândiți-vă așa, mă, oare de ce Dumnezeu m-a înțepenit în locul ăsta? Spune Dumnezeu de aia. Pentru că eu sunt Dumnezeu și te păzesc de ceea ce ți se putea întâmpla. Și au ajuns, ăsta am podmolit, care l-a chemat cu el și l-a chemat la Iisus. Abia a ieșit din laștina aia, s-a tărit. Nici nu s-a mai uitat la el. Deci de acum eu spun, zice, ești pe cont propriu. Bine, mulțumesc. Foarte frumos. Și-a plecat. Nehotărâții. Ați întâlnit oameni din ăștia care să țin dumneavoastră, de dumneavoastră numai până le merge bine. Și pe urmă... Sunt ăștia descui? Sunt, soră, sunt destui. Când îi vine, nu-i de mine. Când e rău, hop și eu. Cam așa zice românul nostru, din păcate. Trebuie să avem răbdare. Țineți minte, peștii nu sar în barcă. Trebuie să te duci după ei. Și când îi prinzi, ce faci, frate Jol? Ai prins un pește o dată. Se zbate! Vrea să scape. Se zbate peștele. Vrea să scape. Ține-l bine. De ce? Pentru că mediul lui, unde se simte confortabil, unde este în apă, în lume. Când l-ai prins în undiță, aici în biserică, crezi că îi va place? Ia luați pe unul de pe stradă și aduceți-l într-o duminică la biserică și puneți-l aici să mă suporte pe mine că predic o oră jumate. O, vă spună că numără și învață să citească și în germană. Învață și limba germană. Și deslușește toate lucrurile acestea pe care noi nici azi nu le știm. Da, iubiții mei, nu se simte confortabil. Când l-ai prins în undiță, ai cum face peștele. Se zbate. Nu e în mediul lui. Și atunci trebuie să avem răbdare cu ei. În fiecare zi trebuie să-i formăm, să-i adaptăm la mediul lui Dumnezeu. Pentru că ce au făcut evreii în momentul în care au ieșit din Egipt prima dată? S-au dus la Moise și le-au spus, bă, pe tu unde ne duci? Că aici n-avem apă, n-avem mâncare, ne mâncă șerpii. Era mai bine, mă, la carele lui Faraon. Măcar aveam câte o lingură așa aruncată în scârbă de mâncare peste zi. Ne băteau, da? Ne creșteam copiii cum puteam pe acolo, prin bărăci. Unde ne duci, mă, Moise? Uită-te că nu-i nimic, nu-i un pom, nu-i o stâncă, nu-i o apă, nu-i nimic. S-a răzvrătit poporul după ce au văzut mâna lui Dumnezeu cum l-a despărțit Marea Roșie în două. Și au strigat la conducătorul lor, unde ne duci, Moise? Și ce au făcut? Nu m-au plicat, a plecat Moise din tabără. După ce? După tablele legii. Și ce au făcut? Vițelul de aur, frumos. Și-au scos ghiulurile de la degete și au zis, hai să ne facem un vițel, să ne închinăm lui, că Moise cine știe să mai comoară sau nu. Ăsta e Dumnezeu nostru. Foarte frumos. Un vițel. Am așa face și noi. Știți cum îl pierdem pe Dumnezeu? Cu câte o bere, cu câte un banc spus unde nu trebuie, cu câte o vorbă aruncată unde nu trebuie, cu câte un cuvânt de ocară sau neascultând pe câte un om care îl doare inima și strigă la Dumnezeu. Haideți să tragem câteva concluzii, iubiții mei. Ca să pescuiesc și ca să merg la pescuit, am zis că trebuie să-mi caut un loc unde sunt pești. Nu mă pot duce oricum, trebuie să mă pregătesc. Mai mult decât atât, trebuie să mă rog. Doamne, eu plec la pescuit, dar dacă nu ești Tu cu mine, eu mă pot duce. Pentru că așa pleca și Petru cu barca, fără Domnul. Și în momentul în care s-a urcat Domnul în barcă, s-au luprut și peștii. Rugați-vă înainte să plecați la pescuit. Rugați-vă înainte să prindeți un suflet. Doamne, mă voi duce la sora sau la fratele
sau la soțul, sau la soția, sau la oricare să-i vorbesc Evanghelia. Te rog, Doamne, împuternicește-mă, fii cu mine, dă-mi putere, Doamne, dă-mi cuvintele potrivite care să le-i spun, dă-mi citatele din Evanghelie, că Tu-mi cunoști, Doamne, eu nu cunosc, eu nu știu ce e în el, dar Tu știi ce e în el, ajută-mă să-l ating, unde-l doare, Doamne! Pentru că dacă îl gâdil, hai ce frumos e la noi la biserică, nu vii și tu, nu va veni. Nu va veni. Că nu-și dorește să fie frumos. Își dorește să rămână acolo, în amorțeala lui și în păcatul lui. Rugați-vă, strigați la Dumnezeu. Doamne, dă-mi putere. Doamne, scoate-mi-l în cale să-i predic Evanghelia. Haideți să luăm o hotărâre astăzi. Uite, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, merge spre casă fiecare. Doamne, scoate-mi un suflet în cale căreia să-i vorbesc despre Tine. Să-i spun cât de frumos ești Tu. Să te vadă în mine. Sau dacă nu mâine la lucru. Sau dacă nu mâine la școală. Rugați-L pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și vă întreb cu maximă responsabilitate. Ești pe calea lui Dumnezeu de cât timp? Și fiecare să-și răspundă. Poate ești de 5 ani, poate ești de 3, poate n-ai numai o lună sau câteva zile, ești micuț, ești boboc. Câte suflete ai adus la Hristos de când ești pe calea Domnului? Pentru că Domnul zice, veniți după mine și vă fac pescar de oameni, vă voi face pescar de oameni. Dacă nu ai adus un suflet la Hristos, dacă nu ai dat mărturie odată pentru Hristos, dacă oamenii nu L-au văzut în tine pe Hristos, dă-mi voie să mă îndoiesc de creștinismul din tine. Și să spun că ești numai un ortodox, un catolic, un fariseu, sau ce vrei tu de la alte culte. Păi și stă bine atunci cu titulatură, eu sunt ortodox. No, bine, stai acolo și dormi în bancă, butuc spiritual, până când vine aia patru și te scot din biserică și îți face popa slujbă și te laudă, cât e bun creștin ești tu, și soția zice, păi nu mai lăudați, părinte, că ăsta a fost un beotor și un prăpădit. Și-o venit la biserică numai să scape de gura mea. Ați înțeles? Și ție alții, a spus adineaori, ți-au vorbit despre Hristos. Peștii nu vor sări în tigaie, în tigaia mântuirii singur. Nu vor veni în biserică singur, trebuie să-i aducem. Dumnezeu nu este interesat, și acum vă rog frumos să notați, de câți pești ai prins niciodată. Și dacă te-ai dus la pescuit. El lucrează mai departe. Pentru că lucru cel mai greu, și aici ne spune sora Maria că lucrează la bucătărie, poate nu-i să prinzi pești, ci să-i cureți. Ați curățat iubitele noastre și scumpele noastre surori pești. Vor veni bărbații mirosând a pește și cu cizmele până la brâu și au zis, no, ți l-am adus, deci încolo ocupă-te. Greu abia atunci începe. Peștele trebuie curățat. Și curățarea cine o face? Iisus, slăvit să fie Domnul. Deci noi nu avem povară grea că mergem la pescuit. Abia El începe să lucreze după ce noi aducem unde? În ograda Lui, în breaja Lui. Marea problemă nu este cine prinde peștii, ci cine curăță peștii. Ți-am spus cum să-ți pregătești undița și momeala și ai ascultat predici și tot nu te duci la pescuit. Și așa cum Petru astăzi a avut un faliment extraordinar înaintea lui Dumnezeu, așa Dumnezeu într-o zi te va falimenta pe tine. Și nu-ți va falimenta numai viața ta de credință. Pentru că viața ta de credință trebuie susținută. De ce? De râvna pentru Domnul. Ce susține viața ta de credință? Tu te susții pe tine? Te autofinanțezi, cum spune românul? Adică, frate, scot 5 milioane dintr-un buzunar și îl bag în ala acel, după fii atent ce am câștigat azi. Nu. Trebuie să rodești.
Trebuie să înmulțești talentul. Și cum îl vei înmulți? Punându-l în negoț, punându-l în slujba lui Dumnezeu. Asta ne cere Dumnezeu să facem, iubiților. Doamne, am venit în biserică și am stat atâta timp și poate n-am știut că trebuie să fiu și pescar. Și astăzi Dumnezeu spune că trebuie să fii pescar de oameni. Nu este suficient să vii la biserică și să te mântuiești numai tu, să te împărtășești numai tu, să-L privești pe Hristos numai tu, ci măcar un suflet să aduci pe calea credinței. Toată noaptea ne-a întrudit, a spus Petru. Și punctul cu care închei predica, dar și el este împărțit între ei. Și țineți-l minte, niciodată nu o să realizezi ceva despărțit de Hristos. Mai întâi, trebuie să fii tu mântuit. Trebuie să fii tu în barca Domnului. Trebuie să fii tu cel care îl cunoaște pe Hristos. Trebuie să fii pescar cu undiță, cu cârlig, cu plută, cu vomeală, cu puțină experiență. Nu o să realizezi nimic. Pentru că spune Domnul în Ioan 15:5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. 2. Ascultarea de Dumnezeu este obligatorie. Ce le-a spus Iisus după ce au venit, imediat după înviere? Și că copiii aveți ceva de mâncare. Și aduceți din peștii voștri, că uite, la mine sunt deja pregătiți. Ascultarea de Dumnezeu. Pentru că știți unde greșiseră ei. Unde greșim și noi astăzi. Primul eșec te îndepărtează de Dumnezeu. Nu te mai duci spre rugăciune, nu te mai duci spre Biblie, nu te mai duci spre a-ți înălța cuvântul spre Domnul, ci te duci la televizor să te relaxezi. Primul eșec te îndepărtează de Dumnezeu. Știți ce făcuseră? Le-a spus Dumnezeu, unde ne vom întâlni? În Galileea. Vă rog frumos să citiți în Marcu 16:7. Mergeți cu toți în Galileea după înviere. Acolo îl veți vedea. Știți unde s-a dus Petru, Iacob și Ioan? La pește. Domnul era înviat, se arătase Mariei Magdalena, îi întorsese pe doi pe drumul Emausului și ăștia au zis, dar dacă nu înviat, ce-ar fi să ne întoarcem puțin la ale noastre? Nu, Petru, tu mai știi pescuit, ți-am ce aminte ce pește ai prins. Și încă o noapte de faliment. Și încă o noapte departe de Dumnezeu. Și Domnul era pe țărm și le frigea pești. Copii, aveți ceva de mâncare? Nu, Doamne, aruncați mreaja în partea dreaptă. La fel, încă o mulțire și încă o pescuire minunată. Și tot nu s-au învățat. Ce vei face cu Dumnezeu? Întotdeauna trebuie să-ți recunoști falimentul. Întotdeauna trebuie să-ți recunoști falimentul, că fără el nu poți nimic. Simțiți câtă lumină intră în biserică pe măsură ce ne apropiem de taina euharistică. O vedeți? Cum se luminează biserica. Și afară e norat și fric și plouă. Și Domnul ne dă lumină. Ce căutați în barcă, măi, oameni? Ce căutați la pescuit? Întreabă Domnul. Când eu stau pe mal și vă dau întâlnire în Galileea. Deci de cele mai multe ori, iubiților, suntem în locurile în care nu trebuie să fie. Așa cum creștini de-ai noștri astăzi o spun să audă, că poate nu urmăresc pe internet. Au ales astăzi să nu fie prezenți aici, ci să fie unde? În oricare alt loc. Ce căutați în altă barcă? Ce căutați în alt loc când locul vostru cu rândul, cu numărul, scrie pe el Mariana, Maria, Nicolae, Ana? Ce căutați în altă barcă? Ce căutați în alt loc? Credeți că va fi mai bine acolo? Câți români de-a noștri au mușcat-o cu covrigii în coadă, mergând în alte părți și au plecat și și-au lăsat copilașii și au lăsat familiile și acum plec roadele euroilor, familii destrămate, copii pierduți, soți divorțați și atâtea și atâtea. Ce căutați în altă parte? Când tu nu ți-ai pus ordine în casa ta, în locul tău, acolo unde Dumnezeu te trimite prima oară să pescuiești, tu te duci în altă parte.
Ultimul lucru. Întotdeauna trebuie să ne recunoaștem falimentul. Falimentul nu este un eveniment. Am falimentat. Hai să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Falimentul ești tu. Pentru că tu ești cauza falimentului. Tu provoci falimentul. O firmă nu falimentează singură, ci prin angajați superficiali, prin angajați răi. Falimentul sunt oamenii din firma respectivă. A dat faliment firma cu tare, nu. Au dat oamenii faliment. Pentru că ei sunt niște falimente. Rugați-vă ca Dumnezeu să facă o reformă în viața dumneavoastră de credință și să vă dea înțelepciune pentru ca să fiți copiii. Și în al patrulea rând, binecuvântarea, iubiților, este mai aproape de dumneavoastră decât orice lucru, decât orice credeți. Binecuvântare. Ce spune Dumnezeu în Fapte 17:27? Iisus este lângă tine, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Când te duci pe drumul Domnului și vezi că în stânga și în dreapta sunt probleme, nu te lăsa impresionat. Binecuvântarea vine imediat după eșec. Domnul îngăduie să ajungi acolo. De ce? Ca să te smerească. Și apoi te ridică El la statura de fiu și îți dă demnitate. Și în al cincilea rând și ultimul, Dumnezeu vrea întotdeauna să repare relațiile rupte. Relațiile rupte. Ce a zis lui Petru? Petru, n-ai prins nici atunci cu mine în barcă, n-ai prins nici acum cu ai tăi în barcă și eu pe mal cu pește frit. Petre, mă iubești? Te iubesc. S-au zis în biserică, te iubesc, Doamne. Petre, mă iubești? De trei ori l-a întrebat. De ce? Pentru că de trei ori s-a repădat. Nu vei avea succes. Niciodată. Atâta timp cât nu există relațiile. Țineți minte cuvântul acesta. Vei pleca la pescuit și vei avea eșec. Și te vei întreba de ce. Cum? Că mi-a luat și Biblia. Mi-a luat și bagajul de cunoștință. Mi-a luat toate lucrurile. Atâta timp cât ești în relații rupte, atâta timp cât ai cu aproapele tău o neîmpăcare, un duh de neiertare, nu vei avea biruință. Deși ești copilul Domnului, deși Dumnezeu lucrează prin tine și îl simți pe Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, nu vei avea biruință. Ce le-a spus? Legați-vă mrejele, țeseți-vă pânzele, da? Năvoadele, cârpițile și pe urmă veniți la pescuit. Pentru că s-ar putea să prinzi doi pești, dar s-ar putea să scapi șapte. Prinzi doi pești și aduci la Domnul și ești fericit, hai să-ți molgă Dumnezeu prin mine. Dar s-ar putea să-ți pierzi soțul, s-ar putea să-ți pierzi copiii. S-ar putea să-i pierzi pe cei în casă. Pentru că Dumnezeu zice, vrea să repare relațiile. I-a întrebat, zice, copii, aveți ceva de mâncare? Cine sunt copiii? Copiile tatălui. Dumnezeu nu era în relație bună cu Petru, că se lepădase de el. Și apoi l-a luat deoparte și a spus, Petre, mă iubești? Petre, eu ca să te fac pe tine pescar de oameni, tu trebuie să fii în relație cu tata, desăvârșit, și cu aproapele. Pe verticală cu tata și cu aproapele orizontală. Aceasta a fost predica. Nu știu cât v-am determinat să vă luați undița în spate, dar ceea ce vreau să vă spun sincer este că Dumnezeu la fiecare va pregăti la ușa bisericii la plecare o undiță. Și un juvenic, știți ce juvenic, cu plasa aia unde adunăm peștii, și o momeală pregătită. Pentru că altfel, tot ceea ce s-a întâmplat astăzi este în zadar. Ne-am adunat numai să facem umbră pământului. Iubiții mei, nu m-am grăbit. Știu că cuvântul de învățătură a fost un pic mai lung. Dar, mai bine să ne pocăim și să ne zmerim. Și să ne vorbească Dumnezeu mai lung aici și mai mult
decât să ne vorbească dincolo în veșnicie cine nu trebuie și să se bucure de noi. Și mă refer aici la cel rău. Bucurați-vă, uitați-vă bine unde sunteți. Și pentru că citind ceva frumos săptămâna asta, am legat de ceea ce voi predica, eu v-am întrebat la început dacă sunteți pescari sau ați fost la pescuit. Dar eu vreau să mă întreb dacă sunteți creștini. Și dacă sunteți creștini, trebuie să spuneți așa. Sunt creștin. Însă când spun că sunt creștin, nu spun nici de cum că sunt un sfânt, ci spun că am fost pierdut, dar acum am fost găsit și iertat. Adică pescuit. M-a luat Domnul și m-a pescuit. Doi. Când spun că sunt creștin, nu vorbesc asta cu mândrie, ci mărturisesc că m-am potignit și am nevoie de Iisus Hristos drept călăuză. Vedeți, creștinul nu se mândrește niciodată. Și eu pot să cam. Trei. Când spun că sunt creștin, nu pretind că sunt puternic, ci recunosc că sunt slab, cu undița în mână. Și am nevoie de puterea Lui ca să pot merge înainte pe această cale atât de anevoioasă deseori. Când spun că sunt creștin, nu vreau să mă laud, ci admit faptul că am eșuat și am nevoie de El, de Iisus, să-mi șteargă greșelile. Când spun că sunt creștin, nu sunt perfect. Păcatele mele au fost iertate și Dumnezeu știe câtă luptă am să stau departe de El. Pentru că viața își cere drepturile, viața din trecut de multe ori. Că s-ar putea ca omul cufundat să nu fi murit, să-și fi luat una de aer necesară ca să fi supraviețuit, mă refer la omul cel vechi. Înțelegi? Când spun că sunt creștin, încă simt înțepături ale durerii și lacrima amară care îmi scaldă sufletul. Eu am partea mea de durere, așa că am chemat numele Lui să împărțim amândoi durerea și lacrima. Împărțiți cu Dumnezeu durerea și lacrima. Pentru că este specialist în treaba asta. Ci n-am venit să chem la mântuire pe cei păcătoși. N-am venit să chem la mântuire pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, să mă iertați. Pentru că mă duceam cu gândul la Dumnezeu, zice, odihnește-te în mine. Luați poverile voastre și puneți-le pe umerii mei. Păcatele, amărăciunile, tristețile, supărările și așa mai departe. Și în încheiere, când spun că sunt creștin, nu spun că sunt mai sfânt decât tine. Decât tine. Sunt doar un simplu păcătos, păcătoasă, care și-a predat viața în mâinile lui Iisus. Iisus cu tine, Iisus în tine, Iisus în noi toți și să zicem cu toții Amin. Slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, mergeți spre casele dumneavoastră după această sfântă liturghie și să nu uitați niciodată că nu sunteți creștini întâmplător, că nu sunteți accidente genetice spirituale. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu nu te-a lăsat întâmplător pe pământul acesta, nu ți-a dat atâția ani, nu a investit atât de mult în tine, vedește-te că de atâția ani îi bei apă, îi respiri aerul, îi mănânci pâinea. Gândește-te la lucrurile astea, nu te-a lăsat întâmplător. Vrea să te folosească. Întreabă numai, Doamne, cu ce te-aș putea ajuta? Că acum mi-a dat și urmiță. Și mi-ai făcut și pescar de oameni. Învață-mă cum să fiu util pentru împărăția ta și cum să aduc suflete la mântuire. Tu ți-ai făcut partea, Iisuse. Acum ai zis, mergeți voi și faceți-vă partea voastră. Eu mi-am făcut partea, zice Domnul, acum e rândul vostru.
Vă rog, în numele Domnului Iisus, să desfințăm cele două sau trei sau patru ore de duminică și să zicem că ele sunt ale Domnului. Nu! Un creștin nu are voie să gândească așa. Mă duc la biserică. Asta e o prostie. Nu te duci la biserică. Te duci la Domnul. Mă duc la Iisus. Mă duc să mă încarc, să mai primesc din porția de momială, să mai primesc fir de undiță, să mădesc mrejele, pentru că de mâine, de luni, am de lucru. Un creștin, când pleacă de la biserică, un creștin nu se culcă de acasă, ci merge ori la un spital, ori cercetează o văduvă, ori un orfan, ori se pune aici în drumul țării cu Evanghelia și strige că numai atât pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Amin. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și